Salutare, bă, salutare și bine ați venit la un nou episod din The Last Farmer. Bă, băieți, am venit în bază să-mi fac cheia, trebuie să mă duc pe mașină acum. Mașina mea, după că știți, e aici și trebuie să o repar. Aici avem trei de, nu știu ce să fac, să mă întorc înapoi, să-mi iau armele, să văd cât îmi dă pe... Să repar mașina, să merge pe la trader. Cred că așa să fac. Eu mi-am lăsat armele pe aici. Tot ce am... Unde le-am lăsat? Nu mai știu acum unde l-am lăsat. Cred că în cutia asta, nu? Aici l-am lăsat, da. Luăm măcar... Hai să luăm... Le luăm toate patru astea. Mai avem una, mai lăsat una pe acolo undeva. Dar luăm patru. Mergem, repară mașina. Și după aceea mergem direct în... Mergem la, la traderul ăla să vedem când ne dă nouă pe... Pe astea, pe armele astea, pe pușca asta automată ce am găsit-o. Bun. Acum, odată, prima dată, mergem la mașină. Dacă iau tot drept... Deci eu pe aici și eu și mergem din la mașină. Mergem să o repar. Am și cu mine ceva metal, foie de astea metală, poate îmi trebuie. Poate nu se face pe gratis, nu se face nimeni, mă gândesc și eu. Poate să ceva materiale și ce ar trebui să strebă la o mașină, metal de la altceva, nu cred că o să strebească. Metalul și cu metalul ai face mașina, zic eu. Acum vedem, dacă îmi trebuie altceva, asta este, mergem și căutăm pe acolo. Mai încarcă asta 24, cât e intră? 30, bun. Hai să o luăm, deci o luăm tot așa drept. Aici avem un băiat. Două de ciocolată, bun. Multe gloanțe strici pe ăștia. Mașina mea e pe aici în față, nu? Da. Și dacă le dai în cap, nu-i omori. Să zici că le dai le dai în căpățână și ori murit pe loc. Nu, nu le tragi, poți să le tragi în căpățână, unde le trage, nu îți mor chiar ei așa din prima. Aici sunt mulți în zona asta, stai așa să-mi iau eu. Ai, unde mi-a lăsat ăla? Cred că l-am lăsat în mașină. O, să trebuie să-ți trag cu arma în ei. Băta, am lăsat o mașină, am la masa aia în loc de băta. Cred. Hai să vedem, ăștia o să mă vadă. Acolo. Așa. Pe lângă ăștia am să trec, nu o să mai trag în ei. Mă duc pe lângă ei să mă duc din la mașină. Asta m-a văzut. Pentru că dacă eu îi las în spate, nu mai vin după mine. Am lăsat și porcul în mașină. Bun, și am mai găsit un porc în episodul anterior și l-am lăsat în mașină, trebuie să mă duc și pe ăla. Așa că nu. Nu merge treaba. Trebuie reparată. Trebuie reparată mașina și mă întorc înapoi la să văd cât îmi dă pe astea. Așa mai au ceva benzină de la ei. Sau poate aș cumpăra aia de făcut benzină. Cred că avem ceva de făcut benzină. Cred eu. Aia ce am văzut acolo. Nu știu. Vedem acum. Hai să o reparăm. Tablă îmi trebuie, da. Gata. Vă zic eu că îmi trebuie tablă. Mi-au trebuit 3 de tablă. Bun, am intrat în mașină. Porcul e aici, nu mi-o luat nimeni porcul. Și mă duc în partea asta, o luăm în față, în dreapta și urcăm sus. Deci numai în față, în prima, a doua la dreapta, bun. Deci a doua la dreapta, a doua la dreapta urcăm sus și vreau să văd cât îmi dă mie pe... pe armele alea. Uite acum ce merge mașina. Și că nu merge mașina numai, te-am zis, priată, nu merge numai 25-35 de km pe oră. Problema care a stricat, eu nu știu că dacă e stricată merge mai încet. Dar se pare că da. Bun, atunci s-au intrat și o tablă la noi tot timpul. Tablă mai găsim pe aici, nu-i problemă de tablă. Deci ar trebui să o iau în față numai. Pe unde trecem pe aici? Deci sunt astea, ne băgăm undeva prin... pe aici, uite. Așa. Și cred că aici în dreapta, nu? Da, aici în dreapta. Pentru că armele, am văzut că sunt scumpe la traderul ăla, așa că s-ar putea să dea ceva bani pe ele. N-am ce face cu atâtea arme.
am 5, am luat 4 să vând, mai am încă una în bază, mai zăpăcesc cu militar de ăștia și mai luăm. Ăia era undeva pe sus, prin zona... Aici, nu? Cred că da, ia să vedem. Da. Cu mașina nu puteam să mă duc la ei, că știu că nu puteam. Aoleu, că am aruncat arma jos. Bun, și am plecat. Lăsă-mi iară porculeanul în mașină singur. Și mă duc. Poate dacă dăm viteză mai mare, urcam. Nu este un drum aici să urci la 3 de rost. Eu cred că nu este, nu? Aici intrarea n-am văzut să fie drum. Aici trebuie să fii pe jos la el. Așa că a trebuit să fii tot timpul pe jos. Deci aici nu este absolut nimic. Bun. Atunci mergem la băiat. Ce de asta turete au ei aici? Am văzut că vând și turete. Uite, mai e unul acolo sus, una. Unde mi-a dat o misiune și aia să-i caut o fotografie. Hai să la comerț. Bun. Dacă îi dau să vând asta, 150 îmi dă. Vindem asta. Vindem și pe asta. Și pe asta. Și pe asta. În rucsac. Bun, pe asta nu dă nimic. Deci am avea 620. Eu zic de asta, schița, schema asta de mașină de biocombustibil. 7500 costă asta. Vă permite să creați o mașină pentru a produce combustibil care va fi utilizat pentru vehicul. Fiți atenți, asta e miștoacă. Asta e miștoacă tare. Asta mi-o trebuie. Și tureta asta va trece automatic în dinamici. Asta, iar e bună să o pui acolo în bază. Deci... aia mi-o trebuie, aia de făcut combustibil mi-o trebuie. Am vândut toate alea, nu mai trebuie nimic. Bun, hai să mergem să luăm mașina. Mașina mea e undeva în direcția asta, nu? Da. Să luăm mașina, dacă mă duc acum să luăm partea, nu, aici nu este nimic. Acum ar trebui să merg, deci aici e tot, să mă duc la ăsta, la văzătorul ăla, să-i duc caseta. Și în partea n-am găsit, trebuie să-i duc la celălalt. Trebuie să-i ducem cartea aia, n-am găsit-o. Caseta e la noi, numai trebuie să ducem la băiatul ăla. Aș putea să mă duc și până la ăla. Dacă o luăm în față cu mașina, mine trebuie să urc în sus, nu. E către bază și dacă nu noi o stângă, o iau în față și o iau în dreapta, în sus. Așa o să facem. O să facem așa. Bun. Dați așa. Intrăm în mașină și am plecat. Deci o luăm pe aici, în dreapta, după aia în stânga și plecăm. Bun. Bun, băieți, am văzut armele alea, sunt bune, vedeți, ales bune să le iei. Am zis, bă, priată, dacă vă aminte episoadele, chiar primele episoade, am zis, nu le iau, pentru că n-am ce face cu ele. Dar se pare că sunt bune să le vindem. Care dă o grămadă de bani, 150-10 pe motorină, îți dă pe un butoi de plin 350 de monede. Motorină îmi trebuie mie, nu pot să-i dau lor. Mai bine că n-am luat pe la gură, că mi se strică mașina. Motorină am la mine, așa că dacă rămân fără, avem. O luăm numai în față aici, nu? Da, numai în față, numai în față, tot în față. Am ajuns și pe la militare, mi-am ajuns și de militare în față și pe de la militari. Să mergem în dreapta, la băiatul ăla. Așa ne zăpăcim pe militari. A rămas eu cu mașina stricată, bă, băieți, aici. Mai mergea. Ce vorbești? Bine că am fost aproape de casă, bă, aici am rămas cu ea. Plecat. Combustibil nu mai am, numai nu știu cât mai am, dar mult nu mai am. Niciodată nu am făcut misiunea să le dau la militari, să le dăm ce-mi cer, știi, să vină de în grădină, că vin la grădină să le dau morcovi. Dacă îmi dau bani, le-aș da. Pentru că aș face așa o afacere cu ei, dar eu nu cred că îmi dau nimic, că ea vin numai cu japca să mă facă, pentru că mă spun la început. Mă spun la început dacă nu le dau, o să vină pe mine, adevărul că și veni pe mine, dar
Era mișto să fi dat ceva bănuți, știi? Deci ceva militar, nu? Care am să mă duc peste ei acum și o să-i bag pe toți. Încet, 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 articole, încet, bun. Intrăm aici. Unde mi-e băta? Uite aici. O, câte arme avea la mine. Câte arme aveam la mine și le-am lăsat. Sper să nu tragă ăștia în mașină. Deja sunt mulți militari. Arma e bună. Îi bat și pe ăștia. Și după... Arme. Ia uitați 10 arme. Nu mai am loc. Trebuie să-i dau la asta ceva suc. Nu mai avem. Și mâncare. Bun. Hai să mergem pe ei. Aici e unul. Aoleu, ce trage la mine. Aici e unul care m-a văzut. Mai e unul acolo, nu știu dacă mai este vreunul. Cred că doi mai sunt. Muniție. O tras în pământ, dacă ați văzut. Ia de aici. Așa, să tot te bați cu militarii. O cola și muniție. Bun, unde mai sunt? Pe sus, pe aici? Asta care e blocat aici, s-ar putea să fie ultimul, nu e ultimul. Ba da. Am mai rămas 3. Problema asta aici. Unde e militarul? Aici. Stai că mi-a rămas blocat pe aici cu piciorul. Nu pot să intru pe el acum. Să iau, mai aveau armă. De-aia am băut și cola aia. Nu pot să iau ce are. Am rămas blocat acolo. Dar lăsăm așa. Bun. I-am terminat și pe militari ăștia. Aici este ceva mâncare. Hai să luăm măcar conservele astea. Așa. Și acum plecăm către bază. Am terminat. Nu, azi că mergem la asta. Să ducem, da... Le ducem cartea, cartea, caseta, la carte n-am găsit-o. Mergem la băiatul ăsta aici. Care e pe aici, pe undeva, nu? Da. Ce drum este aici? Poate îmi deschide, erau ceva uși închise pe aici, parcă, nu? Ăsta, nu știu, zicea ceva de fier, că să-mi dă fier, dar fier mie... Fier am și fier am mai găsit. Problema, nu știu, acum să vedem ce, poate poate să-i vând ceva și lui, sau poate vrea să cumpere fier. Și dacă poate să cumpere fier, atunci să știți că e bine. O, încet, încet, ce? Bun. Hai să luăm noi asta și să mergem. Ăla, traderul era undeva... Acolo sau aici? Aici era. Aici era traderul. Mergem la el acum. Ia să vedem. Bună ziua, dumneavoastră. S-a adus. Văd că ai găsit caseta. Am așteptat de mult să găsească cineva. Ei bine, te-ai dovedit. Arunc o privire pe urile mele. Bun, acum... Aia, lingor de fier. Asta am de lingor de fier. Deci noi nu avem... Bă, băieți, deci noi nu avem furnal. Gloanțe de revolver. Mai aveți și revolver aici. Tojă dublă. Obuz, apă, foaie de metal îmi vinde. Deci... Băiatul ăsta îmi vinde de-astea și pot să-i dau cartofi. Pe astea. Bun, 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 bun. Ce mai îmi trebuie mie acum? Îmi trebuie asta de aici, că aici e, nu? Fotografia. A, aici e fotografia, nu fotografie. Îmi trebuie asta. Cartea. A, și cartea și fotografia. Pare că-s mai mulți traderi. Deci îmi trebuie și cartea și fotografia să pot să... Deci băiatul ăsta, acum, suntem la aici și îmi dă chestiile astea, bun. Deci aici sunt un fel de misiuni ce ar trebui să faci pe aici. Bănuți de ăștia avem 1100...
20 ar trebui să mai vindem. Mă, bine, avem ceva arme și de-astea să vindem, dar nu stăm prea bine, să zici, bă, vai. Să fac greu. Mie ce mi-ar trebui ăla de combustibil? Nu știu după aceea. O iau în față. De pe ce? Și în stânga o luăm, nu? Da. Nu știu de pe ce. Dacă iau mașinăria de combustibil, de pe ce? Cu ce să face combustibilul? Habar n-am. Dacă se face ușor, se face din, eu știu ce, din plante, din cartofi, din, eu știu ce, e miștoacă treaba. Dar dacă cine știe ce mai cere după, atunci sunt probleme. Că nu am. Ce-mi trebuie? Bun, aici o luăm în față, către bază, și după aia o iau în dreapta. Uite, trece pe lângă camionul ăsta. Deci am făcut cam toată harta. Ce trebuie să fac? Să mai mă duc pe acolo, să merg iar în orașul ăla mare, să găsesc fotografia de la... Mă trimis la pușcărie, acolo undeva, un loc unde e pușcăria, și să... Deci să iau foto aia și ce o să mai iau? Să mai iau... Aici e drumul către casă, nu? Da. Fotografia și... cartea aia la băiatul ăla și ăla tătui trader. Ăștia sunt traderi, ăștia ce mă trebuie să fac chestia asta, sigur sunt traderi. Deci casa mea e aici. Ușile sunt deschise, le-am să deschise să mai intre ăștia, mai fac din ei... mai facem din ei. Îi băgăm aici la tocătoare. Bun. Început și ploaia. Ce ar trebui acum să facem, mă băieți? Vreau să fac și baza. Pun pe băiatul să doarmă. Aici n-am mai pus noi nimic în grădină. Îl pun să doarmă. Hai să mai punem noi armele aici. Porc. A, stați că eu am un porc în mașină. Nu știu, e mașină porcul ăla. Cred că da, nu? Eu cred că a rămas în mașină, mă gândesc, porcule, nu? Nu știu, vedem după. Stai să pun pe băiatul să doarmă și vedem după. Bun, să faci și de ziua, asta e bine. Asta vreau să facă de ziua. Hai să oprim becurile la mașina asta. Bine, nu consumă ea, dar... Na, bun. Porcul. E mașină porcul sau dispărut porcul? A, e aici, om. Așa, mă, vine cu aș, mă, băiatule. Avem doi porci. Așa. Acum noi avem doi porci aici. Și o găină. Bun. Aici trebuie să fac mai mare acum spațiu, pentru că uitați-vă și voi, e mic spațiu pentru atâția. Ce vreau să fac acum? Vreau să o fac și la bază. Hai să încercăm să ne facem baza. Să ne facem casa, nu bază, mai bine zis. Pentru casă îmi trebuie fundație. 4 scânduri. Hai să adunăm toată scândura care avem pe aici. Nu știu dacă am eu chiar atâta scândură. A, mai am ceva, dar nu știu dacă mi-ajunge să-mi fac eu. Deci la fundație am să folosesc, nu știu, una, două, trei, vreo patru, să zicem așa. Sunt destul de mari, nu? Da. A intrat unul aici, hai că mi-a dat, îl prindem și facem de el. Deci casa mea aș face-o aici, să zici, nu? O facem aici, uite așa. Chiar lângă grădină. Sau nu, uite aici, da, chiar lângă grădină. Facem așa. Bun, nu o trebuie să fie nici prea mare, nici prea mică, nici cum. Fundația am făcut-o. Acum, ce ne mai trebuie? Mie mi-a trebuie scândură, scândură, să lasă să mă să mai căutăm, da, vedem după. Aici mai am avut ceva scândură, nu? Am patru bucăți, le punem și pe astea aici. Scândură nu mai am deloc, am fier, fier. Uite aici una, sau câte sunt aici, 8. Nu mai am unde să le pun, ba, da, uite aici. O, mai am și aici 8. Așa, cam atâta, nu? Am masa asta cu mine, pun-o aici. Masa aia, normal, trebuie să o las în mașină, ai? Piatra am și... Unii de aia, dar restul nu mai bun. Deci, nu mai avem aici cam ce-mi trebuie. Pereți. Mi-a trebuit o scară. Bine, scară, scări. Asta să faci cu etaj. Pereți, deci îmi trebuie o ușă, odată.
Pardosială, asta îi se pui deasupra. O să punem după. Deci am să fac așa, să vedem dacă mi-ajunge. Deci una. O intrare. Punem o geam. Un perete. Dar mai am loc. Hai să mergem să punem asta odată. Scări nu pot să pun, nu pun. Pentru că scările alea sunt interioare, alea să te... Bine, aici normal ar trebui să pui ceva scări. Cum intri tu în casa asta? Zic eu, nu? Geamul ăsta e destul de mare, eu nu știu dacă mai pun geamuri. Deci mai trebuie 2, 4, 6, 8 mi-ar mai trebui. 8 mai trebuie aici să închid. Eu nu cred că pună... Nu cred că mai îmi pun înăuntru... nu mai pun geamuri, cred. Nu știu, să vedem. Deci 8 mi-ar trebui. Ăsta mă costă 3 peretele și cu fereastră tot 3. Așa că pot să fac una. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Bun. Am pus un geam. Să fie o lumină în casă, nu... Nu că aș avea nevoie. Să vă zombalăi. Uite, punem un geam, să zicem că îl punem, uite aici. Așa, acum luăm ăștia și punem unul aici, unul aici, unul aici, unul aici. Și unul aici. Aoleu, că am făcut mai multe. De ce am făcut așa multe? Am stricat scândurile deja. Bine, dacă mai vrem să mai facem un etaj, avem. Mai bine făceam ușa. Bun, nu contează, asta este. Vino cu acea, dacă vrei să te fac să te bai la, la tocătură. Vino cu acea. Așa, vedem dacă îmi dai ceva. Am, dai și tu ceva pe sărăcie. Și te-am băgat la tocătură. Uite, te pun aici. Asta, nu mă învârtim de ea. Și gata, mai ias un sac. Astea nu le putem distruge. Nu. Bun. Atunci, mi-ar trebui o ușă. În primul rând. Ușa. După aia, pardoseală care e deasupra, nu? Așa, ce mai am pe aici? Nimica. Asta mi-ar trebui una, două... Mi-ar trebui mai multe, dar nu avem. Mai trebuie ceva scândură. O ieșit aici, avem doi saci. Avem unul rămas acolo, pentru că nu au putut să iasă de acolo, mai face rost de ceva scândură. Bun, aici așa. Îmi trebuie ușa odată. Uite ce casă ne-am făcut aici, băieți. Bun, acum asta ar trebui deasupra. Una. Două. Mai trebuie două. Deci mai trebuie încă 5 scânduri. Deci mai trebuie să termin și acoperișul. Aici nu sunt de 5 scânduri, ăsta o să-mi dea una. Așa. Aici mai găsim una. Sunt două. Două scânduri. Bun. Și ar mai trebui... Deci avem 3 scânduri, ar mai trebui încă 3. Nu mai venit ca de spart pe aici să mai fac rost de scândură. Aici înăuntru n-am ce. Astea numai. Asta îmi dă scândură. Ia. O, două scânduri. Și asta? Încă una? Avem 6. Păi cu astea ajung. Una, două. Exact de câte am nevoie. Și mai e ceva de spart acolo, un dulap, care să mai dea ceva scândură și cam atâta. Bun, aici am să pun acum deasupra. Adeu. Așa, aici momentan închidem, nu o să pun încă. Înăuntru aș putea să pun astea, să facem un fel de despărțitoare, uite așa. Dar mi-ar trebui încă una cu ușă, știi? Să facem așa o cameră. Dar acum vedem. Bun, bă, băieți. Cam așa arată casa noastră. Uite ce mișto arată. Arată binișor. Avem un băiat aici. Sau una.
Care am să o bag și pe asta la tocat acum. Mașinăria îmi place. Acum ce am nevoie, ați văzut, este de monede să fac rost de ăla, să facem motorină, să facem rost din benzină, motorină, ce este, să nu mai rămânem fără. Luăm astea, îngrășământ, că mă mai iasă unul. Stai, mișto că mașina asta de îngrășământ. E mișto că tare, ăștia nu dau nimica pentru că nu au mâncare și apă. Da, îi avem în curte și amândoi porculanii. Și atunci băiatul ăsta îl băgă și pe ăsta aici. Bun, pe ăsta îl pun în loc la ăsta. Asta trebuie să-l las în casă undeva. Asta ar trebui reparată. Dacă tu îți trebuie un... Fiți atent, le pot face din fier. Să le actualizăm. Am două fier... Deci aș putea... Vreau să le repar. Stați așa. Hai să vedem, le putem actualiza ăla. Deci hai să luăm prima dată aici. Dacă îmi dă două scânduri, perfect. A, una mi-a dat. De mai dădea o scândură, mă. Asta pot să-l actualizez. Îmi trebuie o scândură și două de alea. Deci ăsta nu pot pentru că e stricat. Dar astea se pot actualiza, vedeți? Dacă dăm aici... Ia uite ce e aici. O, și mai tare pot să-l actualizez, să nu distrug ăștia. Îmi trebuie lingouri de alea fier. A, și gardul eu cred că la fel. Ia să vedem la gard. Dar atunci ar fi perfect. Numai n-am, bineînțeles, îți trebuie... Funie și... A, păi stați așa că avem. Avem ceva scânduri. Stai să punem noi. Să facem astea. Deci funie și scânduri. Fune de aia am. Deci, hai să intrăm noi la... de astea îmi trebuie. Am ăsta aici. Ăsta am să-l las aici. N-am ce face cu el. Bandajul. Îl las la mine, da, așa. L-am astea. Și mai trebuie funie acum. Care aveam pe undeva pe aici. Bine, dar mai avem. Și aici aveam. În loc la, hai să las eu aici, ce să las? Astea sunt două. Și luăm 12 de astea. Ca să am mai multe, să pot să dau upgrade la asta. Nu știu ce să fac, să fac ăla la intrare. Pe aici cam, am văzut că pe aici atacă e mult. Hai să-l dăm la asta. Facem băiatul aici, la asta nu pot să fac nimic, dar hai să facem noi astea, așa ei. Fiți atenți aici. Pam. Nivel 1. Deci putem să ajungem la nivel 2 cu el. Am făcut și poarta. Așa, băieții, nu mai pot să intre așa. Gata. Asta l-am terminat, mă, băieți. Asta am făcut-o. Ia uitați cum arată asta. Ce ziceți voi? Ia fiți atenți aici tot cu fier și cu de-astea, putem să le facem și mai șmechere de atâta. Deci asta arată super tare. Deci putem să facem și mai tare cu lingouri de alea de fier. Problema e că lingourile de fier, ați văzut, alea trebuie... trebuie cumpărate. Dar se cumpără cu produse, ce punem noi aici. Cu cartofi, cu de-astea. Putem să ne ocupăm acum mult de agricultură. Să punem chestii și după aceea să le ducem acolo. Dar problema este că mi-mi trebuie, vreau să mă duc la traderul ăsta, care l-avem aici. Ăsta vreau să-i cumpăr aia de motorină, că cu motorina nu prea stăm noi prea bine. Aici nu se știe, deci noi aici oricum am intrat. Aici nu știu ce îi, aici îi parcă fotografia lui aia și aici sus e cartea. Deci numai astea le mai avem, și mai avem ceva aici, dar trebuie să ajung pe partea asta pe aici încoace. Dacă nu, nu pot să intru aici. Bun. Acolo la găine trebuie să mai fac, dar trebuie ceva scândură să fac mai mare cotețul ăsta, pentru că aici unde am și porci și tot ăsta, să dărâm ăsta. Pentru că uitați-vă și voi ce loc mic au ăștia aici. Bine, nu le trebuie atâta spațiu, dar le facem puțin mai mult, nu? Bun, bă, băieți, până data viitoare vă salutați. Sper că vă place seria, sper că vă place joculețul și ne vedem în următorul episod. Numai bine, pa, pa!